Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În timp ce ancheta penală în cazul fostului ministru PSD al agriculturii, Adrian Chesnoiu, merge înainte, încep să apară diferite detalii din această afacere sordidă, care pune din nou sub o lumină crudă rețeaua de interese, trafic de influență și clientelism ce parazitează administrația publică din România. Astfel, potrivit procurorilor, Chesnoiu ar fi făcut presiune asupra comisiei de examinare, care selecta candidații pentru o serie de posturi la minister, să facă concursul acolo. Deci ar fi făcut presiuni la cererea lui Petre Daia, care este actualul ministru PSD al agriculturii. Și una dintre loazele care a primit în cele din urmă subiectele de examen ar fi fost, de fapt, pila lui Nea Petrică, cum mai este cunoscut. Ministrul Chesnoiu a insistat la comisie explicând că are o cerere din partea lui Daia să rezolve angajarea respectivă. Era vorba, ca să înțelegeți despre ce posturi, că nu vorbeam de portar sau ceva, ci de șef de direcții agricole județene. Aici sunt bani mulți. Adică șefii de direcții agricole județene avizează distribuția în teritoriu a fondurilor europene nerambursabile, de tip minim, și dau și subvențiile pentru diferite culturi și creșterea animalelor, după cum explică G4 Media. Și iată ce spune Chesnoiu, care este interceptat, zice: deja am fost prea domn cu toată lumea. Adică, cu alte cuvinte, hai odată, ce faceți? Adică, pe bune, cât să vă mai suport? Deja am fost prea domn cu toată lumea, zice Chesnoiu în interceptări. Ce dracu? Chiar la Nea Petrică vă găsire să... Omul acela m-a rugat și el două lucruri, trei, cinci, aproape șapte. Dar măcar dracu să-i le rezolv. Am încheiat citatul. Chesnoiu vorbind. Pentru că, firește, e chestie de obraz. Adică nu se face să refuzi pe Nea Petrică de aia când își cere să comiți o infracțiune. Dați-o încolo de treabă. Hai să rezolvăm pe omul ăsta. M-a rugat și el niște lucruri. Mai multe discuții revelatoare au fost înregistrate chiar de către cel asupra căruia se făceau presiuni să încalce legea, membru în comisia de examinare. Unele dintre aceste înregistrări transcrise apar în referatul DNA către Parlament, care Parlamentul a votat deja cererea de ridicare a imunității ca să permită începerea urmăririi penale. Fostul ministru acum era chiar exasperat de rezistența membrilor comisiei față de cererile sale. La un moment dat explodează și citez din nou: bă, fă-o, te rog eu, azi. Deci nu plecați astăzi acasă până nu faceți nota de care are nevoie pentru băiatul acela. Nu plecați până nu rezolvați problema asta azi, da? Deja am fost prea domn cu toată lumea. Alături de acest catindat, pila lui Daia, mai erau alte trei persoane care și ele au primit subiectele la examen la cererea ministrului Chesnoiu. Deci o parte pila lui Nea Petrică și restul oamenii lui. Interesant este că domnul Chesnoiu a cerut ca pilelor să nu le fie date înainte toate subiectele, deoarece exista riscul ca aceștia să învețe papagalicește pe din afară toate răspunsurile și să ia 10 la concurs, ceea ce ar fi bătut la ochi. Comportament infracțional adevărat. Iată ce zice Chesnoiu. Citez din nou: pentru că ăștia sunt dobitoci. Crede-mă că îi știu cât de proști sunt. Dacă le dai alea, ia 10. Agramatismul este al dăsului. Nu vreau 10-le. Ne trezim la televizor. Și la radio aș zice, uite, de ce se frică, nu scapi? Asta este. O să vedem cum evoluează acest proces, dar observ, știi, cum spuneam, băi, cum ridici o piatră pe ministerele astea? Cum încep să fugă care încotro pilele, familiile și impostorii? Nu există. Și nu știu dacă domnul Daia poate fi acuzat în justiție de ceva, dar niște explicații publice cred că e dator să dea după acest scandal. Deocamdată refuză să vorbească pe subiectul ăsta, a fost întrebat de presă, a refuzat îndârjire. Culmea, refuză chiar el, care e așa vorbăreț. Și eu cred că ăsta este momentul să ne spună domnul Daia, în stilul său caracteristic, cum coruptul poate sta în guvernul României, dar guvernul nu poate sta într-un corupt. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.